Pentru crema noastră de față anti-rid vom avea nevoie de coaja de la o portocală, vom avea nevoie de morcov, ulei de dafin, ulei de cocos, vedeți? Așa, ceară de albine, ulei de măsline. Și acum o să încep cu să radem morcovul și coaja de portocală și o să le punem așa într-un borcanel împreună cu foaia de dafin și cu uleiul de măsline și le punem într-o tigăiță pe baie de abur aici în interior. Să facem uleiul de portocală, de morcov și de dafin. Și apoi o să adăugăm uleiul de cocos și ceara noastră de albine. Și să începem. Așa. Am să pun două frunzulițe de foi de dafin în borcanelul meu. Deci crema o faceți puțină pentru două zile, două, trei zile. O țineți la frigider. Așa. Ia să punem aici foile noastre de dafin. Așa, am să rad și coaja de portocală. Și o să facem un ulei. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa. Și vom face această cremă anti-rid. Vedeți? Am pus mai întâi foile de dafin. Nu punem multe, punem așa, una sau două. O să punem o linguriță de coajă de portocală. Portocală dulce. Ne dă un efect de netezire a pielii această coajă de portocală. Așa. Am să iau cu o linguriță și am să pun. În comentarii să-mi lăsați mesaj. Și am să vă pun și toate informațiile necesare la această cremă. Așa. Și punem o linguriță de coaja de portocală. Acum vom rade și morcovul nostru, deci spălat așa bine și o să radem și morcovul și o să luăm o linguriță de morcov. Așa. Și să vedeți ce piele frumoasă vă faceți. Avem aici puțin morcov și am să mai pun puțin ca să avem o linguriță plină. Așa. Și punem și morcovul nostru. Și am pus foi de dafin, coajă de portocală și morcov. Acum vom pune ulei. Până acoperim. Așa. Și vom pune aici pe baie de abur. Puneți între șervețele. Așa. Punem șervețelul și în interior o să punem vasul nostru și o să completăm cu apă. Așa.
aici completăm cu apă. Și punem pe foc. Punem pe foc până începe să clocotească. În momentul când începe să clocotească, dăm la mic și lăsăm circa 15 minute. Și avem uleiul nostru de portocală, morcov și foi de dafie. Așa. Și acum am să dau portocala, morcovul deoparte. Am aici ceară de albine și am să pun ceara puțin câte puțin. Nu punem multă. Am să iau așa bucățică, vedeți? Să știți că miroase foarte, foarte, foarte frumos. Bună ziua, Vasi! Bine ai venit! Și bine ați venit tuturor! Așa. Și am să tai așa o bucățică de ceară. Vedeți? Și o să punem puțină. Și cum v-am arătat și la celelalte creme făcute pentru dureri, crema cu mușețel, crema cu dafin, ceara o adăugați treptat și încercați, scoateți din compoziție și puneți așa câte o picătură. Și în momentul când vedeți că se întărește, atunci este gata. Nu adăugați prea multă ceară, o adăugați treptat și amestecați și apoi încercați. Cum încercăm răciturile, să vedem dacă s-a întărit. Așa. Și aici avem și ulei de cocos. Aceasta este opțional dacă doriți să-l puneți. Așa, și am să scot de aici puțin, tot așa, o linguriță. Și am să pun așa aici o linguriță de ulei de cocos. Deci facem cremă puțină, o facem pentru 2-3 zile și o folosim, o ținem la frigider și după aceea ne facem alta. Îți mulțumesc, Ioana, îți mulțumesc din suflet. Eu vă mulțumesc tuturor. Așa. Și aici avem cocosul, uleiul de cocos. Ceara o adăugăm, cum am spus, treptat. Eu am să rup bucățele să se topească mai repede. Așa. Așa. Am să mai las 2 minute. Aici, vedeți, am în interior borcanelul meu cu dafin, cu coajă de portocală și cu morcov și lăsăm circa 10 minute pe baie de aburi și uleiul de măsline. Aici îmi pregătesc o sită, o parețică. Aici avem ceara noastră și uleiul de cocos. Deci o linguriță de ulei de cocos, 2 foi de dafin, o linguriță de coajă de portocală rasă, o linguriță de morcov ras, ceară de albine o adăugăm treptat. Vedeți că e puțină, 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 nu trebuie multă, că facem cantități mici, că noi le facem în casă aceste creme și nu punem conservanți. Și facem pentru 2-3 zile și apoi facem alta din nou. Așa. Uleiul de cocos este opțional dacă vreți să-l puneți sau dacă nu, nu. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Așa. Ia să vedem. Să scoatem de aici borcanelul.
să mă ajut așa cu un șervețel. Să țin borcanelul. Și am să pun aici compoziția mea. Alunecă. Alunecă. E fierbinte. Așa. Am să dau deoparte. Și acum apăsăm. Și am să pun aici pe baie de abur. Vedeți? Am să pun morcovul, am să pun uleiul de cocos să se topească. Așa. Și vom pune și din ceara noastră, vedeți? Bucățele de ceară. Și le punem aici să se topească pe baie de abur. Și acum amestecăm. Amestecăm și când s-a topit încercăm să vedem dacă este gata. Deci fața trebuie spălată bine cu săpunel înainte și apoi aplicați această cremă pe față, faceți masaj. Este foarte bine să faceți seara și faceți masaj până intră în piele. Așa, ia să se topească ceara. O să mai pun puțin pe foc. Cum am spus, o să încercăm așa, să punem așa câteva picături. Să iau cum este un ulei de cocos aici. Punem câteva picături într-un vas și dacă este, se întărește, atunci este gata. Așa. Și încercăm așa. Și dacă se întărește, este gata. Și o putem pune în borcanele, dar faceți puțină. Eu vă sfătuiesc să faceți puțină. Acoperiți și o folosiți în jur de o săptămână, nu mai mult. Vedeți? Așa. Încă nu este gata. Să se topească toată ceara. Și să aducem aici. Așa. Și aici avem uleiul nostru. Am pus și ceara și uleiul de cocos. Și acum, vedeți, aproape s-a topit ceara și încercăm. Și dacă se întărește, lăsăm așa. Dacă nu, mai adăugăm puțină ceară. Așa. Și punem așa câteva picături aici. Vedeți? Începe să se întărească. Și se face crema noastră. Ia să mai pun. Să se vadă mai bine. Așa. Vedeți? Să o răcim așa puțin. Am să vă las în comentarii fiecare ingredient, la ce folosește și beneficiile la fiecare
ingredienți și la această cremă. Ia uitați, vedeți cum s-a întărit? Așa. Și o dați ori pe mână. Eu vă dau pe mână așa și o dați așa pe față. Ia să dau să vă arăt cum... Aici mai este bucățică de ceară. Așa, și vă dați frumos pe față. Eu nu am nimic pe față. Nu prea am obicei, doar pe la ochi și pe buze mă dau cu ruș și cu puțin praf. În rest, nu folosesc nici fond de ten, nu folosesc nimic. Nu am folosit niciodată, foarte, foarte rar. Doar dacă mă duc la o petrecere, în rest nu. Da. Și să vă dați pe față cu această cremă să vedeți ce ten frumos vă face. Și faceți masaj. Masaj, masaj. Așa, ia uitați. Până intră toată în piele. Și acum o lăsăm să se întărească. O puteți lăsa și dacă aveți un căpăcel în acest vas sau dacă nu, o puneți într-un borcanel și închideți. Ia să o punem în borcanel. Eu am acest borcanel frumos. Așa, aici am ceara. Ia să văd dacă reușesc să o țin, că este fierbinte. Tot așa am să iau un șervețel. Să țin. Vedeți? Și turnăm așa încet, 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 încet. Sper să nu fac pozne. Așa. Și o lăsăm să se răcească. Punem căpăcelul. Și crema noastră este gata. Este... Așa. Vă pup și vă mulțumesc din suflet.